Bună, oștii sunt bucătari din plăcere, mă bucur să vă văd. Astăzi o să vă arăt cum puteți realiza un prânz simplu, dar special, format din piept de pui cu miere și muștar, garnitură de cartofi cu cașcaval. Îmi amintesc, eram într-o excursie și mi-am cumpărat un sandwich, mi-a plăcut foarte mult, era ceva ce nu am mâncat până atunci, dar nu-mi dădeam seama ce. Când am citit ingredientele, mi-am dat seama că muștarul cu miere era ingredientul secret, și știam că vreau neapărat să recreez gustul acesta și în alte rețete. Cum am ajuns acasă, am început să caut muștar cu miere, însă nu am găsit, așa că, pur și simplu, am amestecat muștarul cu miere, am uns pieptul de pui, am lăsat la frigider circa o zi înainte să-l prăjesc, iar de atunci este una dintre rețetele mele preferate. Iar cartofii? Nimic mai simplu de atât. Cartofi fierți cu cașcaval răzuit, foarte simplu și foarte bun. Eu sper din suflet că o să vă placă, dacă da, să nu uitați să vă abonați la canal, să ne întâlnim și data viitoare pentru o rețetă simplă, dar wow! Vom avea nevoie de făină, cașcaval, ouă, muștar, sare, piper, miere, cartofi fierți, ulei, pesmet, piept de pui, ceapă și ardei. Prima dată vom amesteca muștarul cu mierea. Puneți miere după gust. Mie îmi place mai dulce, așa că voi pune destul de mult. Condimentăm cu sare și piper. Amestecăm. Am tăiat carnea în felii mai subțiri, ca pentru șnițe. Iar acum le voi unge pe fiecare în parte. Pun o punguță din plastic peste. Îl pun în frigider. Ideal ar fi să-l lăsați o zi, dar măcar câteva ore. Luăm o tavă și punem un pic de ulei. Răzuim cartofii fierți. Punem sare. Ceapa. Ardeiul. Sare. Piper. Punem în cuptor circa 15 minute. Prăjim carnea ca și șnițelul. Bat ouăle. Cu un pic de sare și piper. Luăm un pliant. Pe o parte punem făina. Nu vă speriați, nu e singura. Cred că am strâns aproape toate catalogele din cartier când am apărut în ele. Deci avem destule. Iar pe partea cealaltă punem pesmetul. Pe pagina asta nu mai sunt eu, dar tot e ok. Luăm fiecare felie de carne în parte și trecem întâi prin făină. Apoi ouă și pesmet, după care punem la prăjit. După 15 minute punem cașcavalul răzuit peste. Punem și un pic de băia de ardei pentru culoare. Și punem înapoi la copt circa 10 minute. Am scos cartofii cu o formă rotundă, cred că arată mai interesant așa.
Am făcut linia aceea cu boia de ardei și cu ajutorul unui hârtii și cu asta pieptul de pui cu miere și muștar, cartofii cu cașcaval sunt gata. Eu sper din suflet că v-a plăcut. Dacă da, să nu uitați să vă abonați la canal, să ne întâlnim și data viitoare pentru rețetă simplă, dar wow!